În Mioveni, vârstnicii și-au putut testa glicemia și tensiunea arterială între orele 9 și 11 în incinta primăriei orașului Mioveni. Dintre cele 70 de persoane care s-au prezentat pentru cele două teste, unele au avut parte și de surprize neplăcute. A fost o acțiune la inițiativa Consiliului Local Mioveni cu ocazia Zilei Pensionarului. Ca de fiecare dată avem și surprize, adică cu ocazia acestor determinări găsim destule persoane care fie și-au întrerupt tratamentul și vin cu valori mari, fie nu se știau diabetice sau hipertensive și descoperim noi la aceste determinări. Deci sunt binevenite pentru, mai ales pentru pensionari, în ideea în care ele sunt gratuite. Sunt asigurate, costurile sunt suportate de Consiliul Local. Glicemia o am un pic mare. Am 54 ani și am într-adevăr probleme. Am avut un accident vascular. Am probleme la inimă. Și acum, care au fost rezultatele? Și ale glicemiei și... Glicemia am avut 150, deci binișor sub tratament și tensiunea 12/8. Am și fibrilație. Să aibă grijă de sănătate, că la bătrânețe regretă că n-a avut grijă la tinerețe. Să fie sănătos, să trăiască sănătos. Am avut câteva persoane pe care le-am decelat cu tensiuni mari și le-am administrat medicație antihipertensivă și le-am păstrat un pic lângă noi în observație. După care, bineînțeles, că au plecat acasă cu tensiune scăzută și cu indicația de a-și face tratamentul corect. Și în Câmpul Lung, Curtea de Argeș și Pitești, persoanele în vârstă și-au putut testa gratuit glicemia și tensiunea arterială cu această ocazie. Conform statisticilor, bolile cardiovasculare sunt cel mai des întâlnite în rândul bătrânilor.